Salina de la Ognele Mare are o suprafață de 30.000 de metri pătrați și este vizitată zilnic de aproximativ 500 de turiști, iar în weekend de 3 ori mai mulți. Conducerea Salinei spune că a luat preventiv decizia și că obiectivul turistic se închide pentru mici reparații la fiecare final de an. De cealaltă parte, reprezentanții ISU spun că Salina Ognele Mari nu este sub jurisdicția lor și că aceasta are un regim special. Activitatea turistică nu este închisă, este doar suspendată temporar. Nu e o decizie care reprezintă o noutate, deoarece noi în anii anteriori am mai luat astfel de măsuri de a închide pe perioada de iarnă, pe o perioadă mai mare sau mai lungă, datorită faptului că iarna avem mai puțin turiști, pe de o parte, și activitatea noastră de bază, procesarea și livrarea sării, este în vârf de producție. Salinele nu se supun avizării, autorizării din punct de vedere al siguranței la incendiu. Pe linia exploatării miniere sunt reguli speciale în care se impun anumite măsuri, inclusiv echipă de salvare. De partea cealaltă, oficialitățile locale din Ognele Mari spun că Salina este un obiectiv turistic extrem de important pentru oraș și speră să fie redeschisă în cel mai scurt timp. Ne afectează fără doar și poate. Faptul că noi ne curtează vreo 3 țări, China, Spania, Italia și vreo 3-4 românești, că avem o licitație să rezolvăm centrul civic ăsta, kilometru zero. E o chestiune de zile, e suspendată, deci nu... Așa și mă voi strădui ca acest număr de zile să fie cât mai bine. Recordul de vizitatori pentru Salina Ognele Mari a fost atins în acest an, în timpul săptămânii școală altfel, când aproape 3.000 de turiști i-au trecut pragul.